Biletele pentru cel mai mare festival de teatru din Argeș, numit acum Festivalul de Teatru Mioveni, au fost puse în vânzare de săptămâna aceasta și pot fi achiziționate de la Centrul Cultural Mioveni și de la Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni. Prețul unui bilet pentru o piesă este de 30 de lei, iar intrarea pentru copiii sub 12 ani este interzisă. Festivalul se va desfășura în perioada 1-8 martie și se vor juca următoarele piese. Mobilă și durere pe 1 martie de la ora 19, 3 din cei 6 actori din distribuție fiind câștigători ai premiului Uniunii Teatrale din România. Pe 2 martie de la ora 19, Arta. Pe 3 martie tot de la ora 19, piesa Păi despre ce vorbim noi aici, domnule, ce îl are în distribuție pe Marcel Iureș. Pe 4 martie de la ora 19, piesa Noi 4. Pe 5 martie de la ora 19, piesa Măscăriciul, ce îl are în distribuție pe Horațiu Mălăele, dar nu numai. Pe 6 martie de la ora 19, piesa Mă tot duc. Pe 7 martie, piesa Novecento, tot de la ora 19. Iar pe 8 martie de la ora 19, piesa Miss Diasi și șoferul ei.